Salut! În videoul de astăzi am să vă arăt cum se verifică validitatea unui silogism folosind regulile silogismului. Ce este diferit față de manual este ordinea în care am pus regulile. Regula 1, regula 2 și regula 3 din manual. La noi o să apară la sfârșit, o să le verificăm ultima dată. Bun, am ales trei exemple, o să le vedem pe rând pe fiecare. Să începem. Cel puțin o premisă trebuie să fie afirmativă. Premisa majoră în cazul nostru, unii hoți sunt pedepsiți de justiție, este afirmativă. Este particular afirmativă, deci este afirmativă. A doua premisă, toți hoții, este universal afirmativă, toți hoții sunt răufăcători, universal afirmativă, deci tot afirmativă, aia înseamnă că respectă regula care cere ca cel puțin o premisă să fie afirmativă. A doua regulă, dacă ambele premise sunt afirmative, atunci concluzia este afirmativă. Am văzut că ambele premise sunt afirmative. Concluzia, unii răufăcători sunt pedepsiți de justiție, este tot afirmativă, particular afirmativă. Deci, respectă și a doua regulă. A treia regulă, dacă una din premise este negativă, atunci concluzia este negativă. Implicația aici nu și are sensul, nu avem premisă negativă. Cel puțin una din premise trebuie să fie universală. Am văzut că premisa minoră este universală, deci respectă regula. Următoarea, dacă o premisă este particulară, concluzia este particulară. Avem premisă particulară aici. Deci concluzia este particulară. Se respectă regula. Bun. Un silogism are trei termeni și numai trei, fiecare apare de două ori. Să vedem. Hoți este termen mediu, apare odată. Hoți, termen mediu, apare de două ori. Pedepsiți de justiție este predicat. Pedepsiți de justiție, predicat. Răufăcători, subiect. Răufăcători, subiect. Fiecare termen apare de două ori, există trei termeni. Cu ocazia asta o să scriem și schema silogismului, adică MP, și am zis că este particular afirmativă, MS, adică universal afirmativă, și concluzia SIP. Distribuim termenii. Bun, și mergem la următoarea regulă. Termenul mediu trebuie să fie distribuit în cel puțin una din premise. Aici avem termenul mediu distribuit. Deci respectă regula. Am uitat să bifez înainte. Bun. Și ultima regulă. Dacă un termen este distribuit în concluzie, el trebuie să fie distribuit și în premisa din care provine. Nu avem termen distribuit în concluzie. Ambii sunt nedistribuiți. Deci implicația aici nu are rostru. Nu încalcă regula. Ceea ce înseamnă, nefiind nicio regulă încălcată, că silogismul este valid. O să mergem la al doilea exemplu. Cel puțin o premisă trebuie să fie afirmativă. Toți delfinii sunt mamifere acvatice. Este propoziție universal afirmativă, deci prima regulă este respectată. Următoarea regulă, dacă ambele premise sunt afirmative, atunci concluzia este afirmativă. Avem o premisă negativă. Deci implicația nu și are rostul. Dacă una din premise este negativă, avem premisă negativă, premisa minoră, niciun mamifer acvatic nu este tigru.
universală afirmativă, atunci concluzia este negativă. Concluzia, niciun tip nu este delfin, este negativă. Deci respectă regula. Niciun tigru nu este delfin, este la fel o propoziție universal negativă. Cel puțin una din premise trebuie să fie universală. În cazul nostru, ambele premise sunt universale. Dacă o premisă este particulară, nu avem premisă particulară, deci implicația nu își are rostul. O să scriem schema. Mamifer acvatic. Mamifer acvatic o să fie termenul mediu. Delfini o să fie predicat. Și tigru o să fie subiect. Bun. În premisa majoră, fiind universal afirmativă, predicatul, adică subiectul este distribuit, predicatul nedistribuit, în propoziția E ambii termeni sunt distribuiți și în propoziția E ambii termeni sunt distribuiți. Bun. Un silogism are trei termeni și numai trei, fiecare apare de două ori. De două ori subiectul, de două ori termenul mediu, de două ori predicatul, regula este respectată. Termenul mediu trebuie să fie distribuit în cel puțin una din premise. Ne uităm în premise. În premisa minoră, termenul mediu este distribuit, deci regula este respectată. Mergem mai departe. Dacă un termen este distribuit în concluzie, el trebuie să fie distribuit și în premisa din care provine. În concluzie avem distribuit și subiectul și predicatul. Subiectul este distribuit și în premisă, deci e ok. Predicatul este distribuit și el, deci este ok, respectă și regula asta, în concluzie, silogismul este valid. Bun, mergem mai departe. Treilea exemplu. Cel puțin o premisă trebuie să fie afirmativă. Liliacul este mamifer zburător, premisa minoră este afirmativă. Mai precis, universal afirmativă. Am putea spune toți liliecii, dacă ar fi să urmărim o formă standard, toți liliecii sunt mamifere zburătoare. Bun. Deci, cel puțin o premisă trebuie să fie afirmativă. Avem liliacul este mamifer zburător, afirmativă, respectă. Dacă ambele premise sunt afirmative, după cum vedem, în premisa majoră avem nu, deci nu sunt ambele premise afirmative, implicația nu și are rostul. Dacă una din premise este negativă, concluzia este negativă. Premisa majoră este negativă, universal negativă. Concluzia, unii lilieci nu sunt delfini, este și ea negativă, particular negativă. Deci avem concluzie negativă, asta înseamnă că se respectă regula. Cel puțin una din premise trebuie să fie universală. După cum vedem, ambele premise sunt universale. Premisa majoră este universal negativă, premisa minoră este universal afirmativă. Regula este respectată. Dacă o premisă este particulară, nu am premisă particulară, deci implicația aici nu și are rostul. Facem schema. Mamifer zburător o să fie termen mediu. Delfin predicat.
Liliac, o să fie subiectul. Distribuim termenii. Bun. Un silogism are trei termeni și numai trei, fiecare apare de două ori. Da? Termenul mediu trebuie să fie distribuit în cel puțin una din premise. În premisa majoră este distribuit. Dacă un termen este distribuit în concluzie, el trebuie să fie distribuit și în premisa din care provine. Predicatul este distribuit în concluzie, el trebuie să fie distribuit și în premisa din care provine. Este distribuit. Nu este încălcată nicio regulă, silogismul este valid. Nu uita să verifici descrierea clipului, o să găsești acolo un link către site-ul care conține toate clipurile pe care le-am încărcat, o să găsești o hartă logică a clipurilor, iar unele dintre aceste clipuri o să aibă și teste pentru verificarea cunoștințelor. Așa că, dacă ți-a plăcut clipul și ți-a fost de vreun folos, dă un like paginii pe Facebook și subscribe canalului de YouTube.